o altă bisericuță frumoasă pe malul râului, Santa Maria de la Spina. Și mă uitam la clădirile astea. Ce frumos sunt renovate unele acolo, e superb sus. Des, mușcatele alea. În continuare ne pierdem pe străduțele orașului. Fiind dimineața, încă nici ora 9 nu e. Multe din magazine nu sunt deschise. Încă. Da. Când deschid. Regina. Niște vaze. De designer. De designer, uite și... Face calmea. Tipa aia cu un ochi închis îmi place, Dani. Frida Kahlo. Frida Kahlo, da. Statuia care reprezintă pe Nicola Pisano. Ne-am oprit aici la o cafeterie să-mi luăm un mic dejun. Am luat două sandvișuri, cu ce? Cu salam și cu brânză, cu cașcaval și un melc cu statide. Suntem în piața Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele a fost ultimul rege al Italiei. Are monumentul acolo. Aici e și un circ ambulant. Clădirea asta e frumoasă. Iar aici am mâncat noi. Acest desen e făcut de un anume artist plastic numit Keith Haring. Am căutat și eu pe Google. Și casa, chiar casa se cheamă Keith Haring House.
Am ajuns la o piațetă unde sunt arabe cu diverse mărunțișuri deținute în principal de bangladezieni. €8 încălțări. €8 pantaloni. Fuste, drăguțe de nin, uite cum are doamna, cum probează, foarte drăguțe. Păi e bun, chiar e drăguț, uite și lui doamna e. Aici sunt lucruri mai ieftine decât în magazinele fițoase. Ia uite, 15€ tot. 15€. Pantaloni scurți. Tricouri. Mări monstru n-au pentru mine. Aici alte mărunțișuri. Costume de baie la 5€ pentru copii. Mai încolo pălării. Aici sunt cărți. Pălării. Hello, sir. How are you? I'm very fine. My cap, sir. No, I have Didn't you take this? This is quality. Yeah, it is also quality. Is Hindustani quality. Hindustani quality? It's good quality, Hindustani quality. It's good. Protect from the sun. Yes. Și aici o pălării. Hello. E cam mare. This is letter. Yeah. Okay. How much is? €20. 20. Un milion. E mult. Mi se pare mult. Nu știu dacă e mult, da. E prea mare. E mare, da. Grație. Da. Și astea sunt mai mici aici. Îmi caut o borsetă. Să-mi schimb borseta asta. Și aici au și cercei. Să-ți iei ceva drăguț. Cercei, ochelari. Mereu am suferit că nu pot să port ochelari de soare, fiind ochelarist de vedere. Uite, €2 aici, șarfe, €5 acolo, bluze, cuceritorul e pentru toată lumea aici. Și cum Pisa este orașul natal al lui Galileo Galilei, are și o statuie aici, în oraș. Cu globul pământesc. E pur simuove. Galileo Galilei. 1564-1642 a trăit. Peste tot unde ne uităm este ceva de văzut, o statuie frumoasă, o clădire frumoasă, o catedrală, o biserică. Peste tot ai ceva de văzut. Iată, și acum deja este 11:10, sâmbătă, și terasele spline, dacă ați mai văzut așa ceva. La noi, nici în centru vechi, în București, nu sunt atât de pline terasele. Ia uite ce e aici.
N-am voie așa ceva. Șampanie. Charles Heidsieck. Magazine de încălțări, de țoale. Oamenii plini de turiști se relaxează, stau la mese. Atmosferă, aici cred că mereu e atmosferă de weekend. Da. Cum dacă vin Italia, nu se poate să nu mănânci înghețată, care e bună peste tot. Ne-am luat și noi câte o cupă cu înghețată. Eu mi-am luat fistic, lămâie, ciocolată și Dani, ciocolată pară. Cu portocală, pară și fior di latte. Fior di latte. E greu. Aici am servit înghețata. Produsă în laborator propriu, s-ar înțelege. Pasticeria Creperie. Mă văd? Mai că mă văd. Mai sunteți aici? Dacă toți suntem la masă și e vorba de mangialic. Mangiare. Mangiare. Ieri am fost, ați văzut că am mâncat pizza aia. Pizzelele. La restaurant, acolo un buric lângă, la 50 de metri de turn, vă dați seama. Și ne-am trezit, bun, am luat două pizze, n-am luat mare lucru. Două pizze și o apă, nu? Și o apă. Ce-am mai luat? Și câte o bere draft, da, mare. Berea la 400 de mililitri, cât era acolo? 6 euro. 6 euro era. Deci vă dați seama, 30 de lei o bere la 400 de mililitri draft. Bun, și când ne-a adus nota de plată la final, ne-am trezit, eu știam că cu coperta 4 euro. Bă, zic, coperta din ce știu eu, nu sunt foarte umblat așa în restaurante, dar am mai fost și eu. Coperta este când ți aduce la început ceva, o mică atenție, un aperitiv, niște pâinică, niște chifluțe prăjite cu unt, un pumn alune, un pumn de alune, sau ceva la început. Bă, și zic, nu, nu ne-a adus nimic, de unde coperta? Și ne-au explicat cei cu care vorbeam, niște americani, un cuplu de americani, doamna spaniolă, europeancă la origine, ne-au explicat că coperta este abierto, ce ziceam, spaniolă. Coperta este faptul că ți-a dat tacâmurile, că ai intrat și te-ai așezat la masă. Tacâmurile, auzi, ai plătit faptul că stai la masă. Și că se întreabă înainte, trebuie să întrebăm, nu știam asta, trebuie să întrebăm dacă e prețul final ăla. Înainte de prețul afișat e cel final, ca să zică, nu-i cel final, îți băgăm, o să zică de împărți, nu, domne, prețul ăla nu e final, noi îți mai luăm, te mai încărcăm, care trebuie, mai zic chestia asta, îți dai seama. O să zică, da, domne, e final și te treci cu coperta. Deci această copertă e o japcă, așa se întâmplă, nu mă gândeam. Eu înțeleg că pandemia a afectat foarte mult Italia, dar chiar așa, nu-i chiar, nu-ți băga așa, cu nesimțire. E, în fine,
Și a, coperta asta e un fel de bacșiș. Ei își trec acolo bacșișul să se asigure. Și ne-au băgat 4 euro așa. Ne-au băgat 4 euro, finuț. Ca să-și tragă ei. Măcar e bine că nu le mai lași la urmă. Stranger, de cum? Banca de alimente? Da. Păi și aici se mănâncă paste. Paste? Poate ai zicea. Nu. Ionelia, nu? M-a întrebat dacă am mâncat. Ați mâncat paste? Da. Ia uzi. Am intrat, stăm la o coadă mare să luăm biletele gratuite pentru a vizita catedrala Santa Maria Asunta de afară. Vizitarea acestea e gratuită. Dacă am fi vrut să vizităm și turnul și tot, câte era? 27 de euro? 20 de euro. Dar noi nu vrem decât catedrala. Și pentru Campo Santo, 7 euro de persoană. Am luat biletul gratuit pentru intrare în catedrala Asunta, Santa Maria Asunta, dar ora de intrare e 1:45, mai avem cam 3 sferturi de oră și intrăm. Ei au făcut chestia asta ca să nu existe buluceală, la ce mare de turiști aici, să nu este buluceală în catedrală și pentru distanțare, până la urmă. Și am intrat în domul din Pisa sau Santa Maria Asunta, cunoscut ca domul din Pisa. Impresionant. Construcția lui a început în anul 1063. Căspurțile de acces. Impresionant. Și tavanul seamănă cu ce este la Vatican. Dar cine a fi pictat astea?
pe sus, pe acolo, sunt culoare, se poate urca, dar, mă rog, nu e deschis accesul pentru vizitatori. Aici sunt, este, sunt niște moaște ale unui arhiepiscop din secolul XIV. Am luat niște paste. Eu am luat cu ragu, toscană, cu carne, tagliatelle. Și Dani a fost, au fost că s-au consumat, a avut paste cu ton. Somon. Cu somon, pardon. Ce vreau să vă spun? Aici e o chestie cu coperta asta. Adică, intri în restaurant, noi ieri am luat țeapă. Când am mâncat pizza acolo. Ne-am trezit pe nota de plată cu 4 euro. Coperta. Eu știam pe unde am mai fost că această coperta primești ceva de ea. O mână de alune, o... Auzi, dar mi se pare că am vorbit de asta. Am ieșit seara în Pisa un pic, sâmbătă seara. E o animație de nedescris. Oameni la mese, se plimbă, la toate restaurantele-i full, la mese. Am mai trecut azi pe aici, dar era soare, acum. Și era mult mai gol. Nu, Dani? Uite ce e la Lo Sfizio. Da. Să o luăm la Arno. Pe cum ieșim? Încolo? Ia uite și la mese. Full. E mai răcoare. E plăcut. Nu mai dogorește soarele. Garibaldi nu e luminat. În general am văzut că obiectivele, statui, mă rog, nu sunt luminate. Sper o să mergem și la turn. Hmm? Galileo, păi am spus, e în întuneric Galileo. Și râul Arno, seara. E aproape 9:30. Foarte animat pe aici. Dani. Câtă lume aici și o statuie. Superb, azi ne-a scăpat. Deci nu vrea Aperol? Și am vrut să vedem turnul și seara.
este luminat. Mai mult la bază, nu e extraordinar, dar... Domul este și el luminat. Și statuia de unde se ia apă s-a în robinetul.